Deschiderea noului an școlar la Colegiul Național Decebal a debutat cu mare tamtam. La ceremonie a fost prezent ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Costoiu. Prezenți au fost și senatori, deputați, prefectul județului, dar și reprezentanța Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Mesajul ministrului a fost acela că, dincolo de sincopele existente, școala românească este demnă de mândrie. Acesta le-a mulțumit profesorilor, dar și elevilor pentru rezultatele foarte bune la învățătură. Anul acesta am avut o bucurie, printre multe altele. Noi facem o festivitate de încheiere, de finalizare a studiilor la Sala Palatului în București. 7.000 de oameni se strâng într-o formulă amplă, așa că aici, cu părinți, cu copii, frați, surori, și premiem elitele școlii. Miniștri, ambasadori, presă și 7.000 de oameni au aplaudat anul acesta 3 tineri extraordinari care au finalizat Universitatea Politehnică de București ca și șef de promoție cu media integrală 10. Alături de acești copii au fost directorii școlilor, liceelor de unde vin. Și o spun cu mândrie și o spun cu satisfacție, cu bucurie, unul dintre cei 3 venea de la Decebal din Deva. Și am promis atunci, vă felicit din tot sufletul, pentru că știu ce școală grea conduc. La Colegiul Național Decebal a avut loc și un concert susținut de formația Pragul de Sus, care a avut scopul de a crea o atmosferă plăcută în prima zi de școală. Suflul furdoliu are și ușiță, are și cheliu, dar bine-ntui așa perfect. Ca șeful și simpatul și deștept. Ce păi nimeni nu-i așa perfect. Ca șeful niciun fir de păr pe piept. Ce Atât elevii cât și profesorii de la Colegiul Național Decebal au venit în prima zi de școală cu forțe proaspete și cu speranța că vor avea rezultate mai bune la învățătură. Cu ce gânduri începeți noul an școlar? Păi vrem să fim puțin mai buni ca anul trecut, sperăm să avem rezultate foarte bune, copiilor le-a fost dor de școală și sperăm să mergem în aceeași formulă și să fie ca și anul trecut. Cred că este o provocare pentru, atât pentru elevi cât și pentru dascăli, orice început, de fapt orice an. Cu gânduri bune, optimiste, cu gândul că totul va fi bine. Ce clasă ești? A 11-a G, de la Geni. Și pregătirile de bac, cum stau? Am început încet, încet, mai avem acum 2 ani, eu mă întreb spre geografie și turism și trebuie învățat, e mult de învățat, dar pas cu pas se rezolvă toate. Cum te cheamă? Anastasia. Și cu cine ai venit azi aici? Cu mami și cu tati. Și de ce ai venit? Ca să încep școala. Da? În ce clasă? În clasa 0. În clasa 0. Și ești bucuroasă? Da. Și elevii de la Colegiul Sportiv Cetate Deva au avut parte de vizita ministrului Mihnea Costoiu în prima zi de școală.